vrem să trăim sub stea voastră, cum inimii place la tine, cum îmi place. Prin voință, adevăr și curaj, zeci de mii de oameni din toate colțurile Republicii Moldova au cerut în mod insistent să fie lăsați în legea lor. Aici, în piața Marea Adunării Naționale, acum 24 de ani, s-a scris istoria statului Republica Moldova. Lupta pentru libertate, de fapt, a început mult mai devreme, în 1989, atunci când puterea a trecut de la Partidul Comunist la Sovietele de Deputați. A fost nevoie însă de mult mai multe transformări. Tocmai de aceea, în aprilie 1990, a fost ales în mod democratic primul parlament, numit și Parlamentul Independenței, care avea menirea să răstoarne ceea ce a construit Uniunea Sovietică. A urmat alți pași spre independență, renunțarea la economia centralizată și sistemul administrativ de comandă și trecerea la economia de piață, adoptarea decretului cu privire la puterea de stat, schimbarea denumirii statului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în Republica Moldova și stabilirea relațiilor bilaterale cu alte state ale lumii. A sosit timpul să facem dreptate și poporului nostru. Vă îndemn să adoptați anume acea hotărâre care se coincide cu năzuința poporului. Trăiască Moldova independentă! Trăiască Moldova independentă! Anume, aceste cuvinte au dat speranță din nou zecilor de mii de oameni care așteptau cu sufletul la gură aici, în inima capitalei, să se întâmple minunea. Această palmă de pământ să fie a lor, dar nu a ocupanților. Pe 27 august 1991, Parlamentul a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova. În virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi, Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărească prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară. După ce a fost semnat actul de independență, primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a ieșit în fața mulțimii și a adus vestea mult așteptată oamenilor. Câteva timp în urmă, Parlamentul Republicii Moldova, ales în mod democratic, a atins vârful. Unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova. A declara independența e prea puțin. Independența trebuie apărată. Dar Moldova nu este de la nenii noi și până la Strășeni. Moldova nu este de la Orhei și până la Hâncești. Eu nici în mormânt n-aș putea intra fără frații mei din Cernăuți. Eu nu pot să fiu independent fără să știu că mă ascultă și maramureșenii, mă ascultă și dobrogenii. Nu vom putea intra în Europa decât numai unit. Independența a fost recunoscută oficial pe 2 martie 1992. Atunci Republica Moldova a obținut statutul de țară membră a Organizației Națiunilor Unite. La mai bine de două decenii de la obținerea independenței, Republica Moldova se confruntă cu probleme economice, cu un exod masiv al populației, dar și cu o criză identitară. Unii cetățeni vor și în continuare unirea cu România, alții și-ar dori mai degrabă o uniune cu Federația Rusă. Totuși ne întrebăm care până la urmă a fost prețul libertății pentru care s-a luptat acum 24 de ani. Lăsați-ne în legea noastră, lăsați-ne în pace, lăsați-ne odată în pace.